Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit din nou! Trebuie să vă mărturisesc că zilele trecute am primit un apel telefonic prin care am fost rugată să particip la show-ul ProTV La Măruță. Nu ascund faptul că am fost surprinsă. În primă fază, am rugat să primesc un răgaz de câteva ore de gândire. În acest interval de timp, am stat să mă gândesc foarte bine. Apoi m-am consultat cu cel mai apropiat prieten al meu, George Hodorogea. Într-un final am refuzat onorabila invitație. Am considerat că responsabilitatea pe care mi-am asumat-o față de voi, fidelii mei urmăritori, dar și față de fata mea, este mult mai importantă. În plus, seara, de la ora 7 la ora 9, aveam invitații în emisiunea pe care o moderez la televiziunea VTV, Obiectiv România. Sunt convinsă de faptul că nu este de refuzat o astfel de invitație. Dar pentru mine mai mult contează interacțiunea cu voi. Mesajele frumoase pe care mi le transmiteți mă onorează. Aici, alături de voi, mă regăsesc cel mai mult și îmi place tot ceea ce fac. Și vorba aceea, cine mă place, mă place așa cum sunt. Iar voi sunteți cei care mă apreciați necondiționat și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Iar acum, documentarul de astăzi aduce în prim plan familia de Medici, cea mai bogată și influentă familie din Florența. Poate că unii dintre voi veți considera subiectul ca fiind unul demodat, însă această familie a condus Florența mai bine de 300 de ani și a făcut multe pentru înflorirea acestei cetăți. Familia de Medici a fost asimilată unui clan de femei fascinante și fermecătoare, care nu s-au sfiit să-i conducă chiar în acele vremuri și pe bărbați, devenind astfel în Florența secolelor 15-16 unul dintre cei mai importanți concurenți în lupta pentru putere și influență politică, avuție și prestigiu. Printr-o iscusită și în același timp crudă și nemiloasă tactică de intrigi, familia de Medici ajunge dintr-o familie fără importanță, una dintre cele mai bogate și influente familii din Italia. Sursa de îmbogățire a familiei a fost comerțul cu materiale textile, fiind în breasla arte de la lana. Influența politică se datorează relațiilor, dar și contactelor cu Partidul Popular Popularen din Florența. Mulțumită acestor relații, familia întemeiază un sistem bancar modern, dominând societatea financiară din acea perioadă, având contacte bune cu Vaticanul, care îi sprijină ascensiunea. Prin sprijinirea și încurajarea artei, împreună cu alte familii de oameni de afaceri din nordul Italiei, orașele Florența, Veneția, Milano, Genova și Roma ajung să cunoască o dezvoltare culturală și economică în perioada de renaștere. Florența este locul în care Machiavelli a imaginat portretul principelui și unde Leonardo da Vinci și Michelangelo și-au realizat capodoperele. Familia de Medici provine din regiunea Florenței, în a doua perioadă a secolului al XIII-lea, și se pot găsi mărturii membrii ai familiei ocupând funcții în Florența în breasla lor, cu Salvestro di Alamano, 1331-1388, cel care a condus atacul contra revoltei scărmănătorilor de lână, Ciompi, cu nepotul său Giovanni di Bicci de Medici, 1360-1429, care începe ascensiunea familiei, acest nepot devenind bancherul papei și mijlocitor între cartierul Albiții și popor. Astfel, ramura veche a familiei Medici di Cafaggiolo domină Florența cu două întreruperi ca magistrații de seamă ai orașului până în anul 1537. Ascensiunea marcantă a atins familia prin al treilea fiu al lui Lorenzo Giuliano II de Medici, care, ca prinț de Nemorus, devine primul nobil al familiei, însă cel de-al doilea fiu al lui Lorenzo Giovanni devine Leon al X-lea,
primul papă al familiei, 1513-1521, urmat de vărul său Giulio ca Clemens al VII-lea. Însă, în orașul Florența, influența familiei slăbește. Transformarea orașului din republică în monarhie nu mai poate fi împiedicată. Astfel, Lorenzo al II-lea este numit de papa Leo al X-lea, unchiul său, prinț de Urbino. Alessandro de Medici, care ar fi fost fiul nelegitim al papei Clemens al VII-lea, conduce Florența între anii 1523-1527, an în care este alungat. Reașezat la conducerea orașului de către împărat, în 1531, este asasinat în 1537 de către Lorenzino de Medici, o rudenie de-a lui care se simțea neîndreptățită la o moștenire. Fica lui Lorenzo, sora vitregă a lui Alessandro, a fost Caterina de Medici, care, în 1533, se căsătorește cu regele Henric al II-lea al Franței. Alessandro a avut la fel o fiică nelegitimă în 1536 cu Margareta de Parna, care s-a căsătorit cu împăratul Carol V-ul. După moartea lui Alessandro, reușește să se impună Cosimo I, care provine din linia nouă a familiei, fiind prinț al Florenței în 1537 și din 1569 prinț al Toscanei. Din 1575 poartă titlul de Ferdinand I de Toscana. Descendenții săi mai importanți, Cosimo al II-lea, 1590-1621, este protectorul lui Galileo Galilei, sau Maria de Medici, fiica lui Francesco și soția regelui Henric al IV-lea al Franței. Membrii familiei Medici au dominat și au condus Toscana până la moartea ultimului Medici, în 1737. O legendă susține că această dinastie a descins de la un cavaler care a ucis un uriaș. Rădăcinile acestei familii se pare că au legătură cu un cavaler al lui Carol cel Mare, care a trăit în secolul al VIII-lea și pe care îl chema Averardo. Acesta a ajuns într-o zonă nordică a Florenței, numită Mugello, acolo unde a întâlnit un uriaș care înspăimânta populația. Acesta a fost ucis de către Averardo, iar scutul său a fost știrbit de către bilele de fier ale buzduganului cu care s-a luptat uriașul. Pentru stema familiei de Medici, care înfățișează două bile roșii poziționate pe un scut, se pare că a avut această sursă de inspirație. Alte teorii susțin că această stemă a derivat dintr-un simbol al schimbătorilor de bani din epoca medievală. Bilele reprezintă banii, profesie pe care au avut-o primii membri ai acestei dinastii. În anul 1397, Giovanni di Bici de Medici a deschis o bancă în Florența, pentru că în acea vreme orașul era un important centru bancar. Moneda de aur, florinul, era folosit în întreaga Europa, iar în secolul al XV-lea, sub administrarea fiului lui Giovanni, Cosimo, această bancă a devenit cea mai puternică din Europa, având ramuri în Roma, Veneția, Napoli, Milano, Londra, Geneva, dar și în alte locații. Vaticanul era un client important. Cosimo s-a folosit de bogăția și de statutul său pentru a influența politica florentină, dând naștere dinastiei politice a familiei de Medici. Mai mult, a avut un rol important în ceea ce privește poziția Florenței drept centru al renașterii. După moartea lui Cosimo, banca a intrat în declin, iar la sfârșitul secolului al XV-lea, multe dintre ramificările acesteia au fost închise. În tinerețe, Michelangelo a fost recomandat pentru admiterea la o școală de sculptură fondată de către Lorenzo de Medici, unul dintre cei mai proeminenți membri ai dinastiei.
Aici, Lorenzo i-a descoperit talentul și l-a invitat să locuiască la palatul familiei, acolo unde a fost tratat ca un membru de familie. Mai mult, i-a fost oferit un loc de muncă și tatălui lui Michelangelo, care inițial s-a opus dorinței fiului său de a deveni artist. Michelangelo a locuit 4 ani în palatul familiei de Medici, apoi a creat faimoasele sale sculpturi, precum Pieta și David. Sandro Botticelli a fost un alt tânăr artist care a locuit în acel loc și care a beneficiat de patronajul familiei de Medici de-a lungul carierei sale. Mai mult, istoricii invocă și cazul lui Leonardo da Vinci. În secolul al XV-lea, predicatorul Girolamo Savonarola a susținut că membrii familiei de Medici sunt, de fapt, reprezentanții corupției și ai tiraniei, la fel cum renașterea este plină de păcate. În anul 1494, la 2 ani după moartea lui Lorenzo, fiul său și succesorul la tron, Piero, a fost detronat de către o armată franceză. Ulterior, Savonarola a acționat ca un reformist al Florenței, iar în 1497, suporterii săi au strâns cărțile, obiectele de artă, instrumentele muzicale și celelalte elemente considerate a fi vanitoase și au fost arse. Cu toate acestea, călugărul care a provocat autoritatea papală a fost excomunicat și spânzurat în Florența în anul 1498, iar familia de Medici a reocupat poziția dominantă în Florența. Familia de Medici a fost și o susținătoare a științei și i-a acordat un ajutor însemnat lui Galileo Galilei. La începutul secolului al XVII-lea, atunci când Galileo Galilei nu mai dispunea de bani și avea o familie de întreținut, a lucrat ca tutore al lui Cosimo de Medici, fiul lui Ferdinando I, mare duce de Toscana, iar ulterior a fost angajat și ca tutore al soției lui Ferdinando I, care credea că acesta este mai degrabă un astrolog decât un astronom. În anul 1610, Galileo a publicat Mesagerul Stelar, o lucrare ce descria recentele descoperiri pe care le făcuse cu ajutorul unui telescop, printre care se găsea și teoria conform căreia Jupiter are propriile luni, care au fost denumite după membrii familiei de Medici. Cartea a fost dedicată lui Cosimo. Caterina de Medici a fost o regină influentă în secolul al XVI-lea în spațiul francez și a fost mama a 3 regi francezi. Aceasta a rămas orfană la scurt timp după ce a fost născută. La vârsta de 14 ani, s-a căsătorit cu regele Henry, al 2-lea fiu al regelui Francis I al Franței. Atunci când Henry a devenit rege, în anul 1547, Caterina a devenit regină, până când soțul acesteia a murit în anul 1559, în urma unui turnir. Fiul lor, Charles de Medici, a preluat tronul, dar pentru că avea doar 10 ani, Caterina a devenit regentă și a condus Franța într-o perioadă tulbure, marcată de războaie civile și conflicte religioase. După moartea lui Charles, care a survenit în anul 1574, fratele său Henry a preluat tronul și a condus din 1574 până în 1589, timp în care Caterina a rămas implicată în afacerile politice ale Franței. O altă membră a familiei de Medici, Maria, a fost regina Franței în perioada 1600-1610, când soțul său, regele Henry al IV-lea, a fost asasinat. Ulterior, a devenit regent a fiului său minor, Luis al XIII-lea, care, în anul 1617, a preluat puterea și a exilat-o. Pe 11 august 1667, s-a născut Ana Maria Luisa de Medici, ultimul membru al dinastiei de Medici, decedată în 1743.
După ce familia de medici a condus Florența timp de 300 de ani, perioada de glorie a acestora a apus odată cu moartea lui Gian Gastone de Medici, al șaptelea membru al familiei care a fost duce al Toscanei. Acesta a venit la putere în anul 1723, nu a avut copii, iar în momentul în care a murit, nu a avut cine să îi urmeze. În urma unei înțelegeri între puterile europene, urmașul său a fost declarat Francis, ducele Lorenei, care, ulterior, a devenit regele Sfântului Imperiu Romano-German și tatăl Mariei Antoaneta. Atunci când sora vitregă a lui Gian Gastone, Ana Maria Luiza de Medici, a decedat în anul 1743, fără a avea urmași, a lăsat prin testament toate obiectele de artă ale familiei de Medici Toscanei, cu condiția de a rămâne pentru totdeauna în Florența. Într-un top al celor mai influente familii din lume, familia Medici ocupă locul 4. Așa cum am relatat la începutul documentarului, infamă și celebră în același timp, familia de Medici a fost cea mai puternică și influentă familie din Florența între secolele 13-17. Familia a dat numai puțin de 3 papi, Leo al X-lea, Clement al VII-lea și Leo al XI-lea, numeroși conducători ai cetății Florenței, unde se distinge Lorenzo Magnificul, patron al numeroase capodopere renașentiste, sponsorizate din banii săi, iar mai târziu membrii de vază ai caselor regale britanice și franceze. Precum alte familii nobiliare din acea vreme, Casa de Medici a fost adevărată stăpână a orașului cetate Florența, pe care l-a adus în culmea dezvoltării politice, economice și artistice. Cei din familia de Medici au fost adevărați mecena pentru declanșarea renașterii. Metodele lor de a impulsiona arta și literatura, prin sponsorizarea marilor artiști și oamenii de litere ai vremii, fiind preluate de familiile Vincenti și Sforza din Milano, Este din Ferrara și Gonzaga din Mantova. Timp de mulți ani, Banca de Medici a fost cea mai prosperă și puternică instituție de gen din Europa. Astfel, vreme de 5 secole, familia de Medici a fost cea mai bogată dinastie europeană. Legenda neagră a Caterinei de Medici povestește despre o femeie despotică ce a încercat să preia puterea. Trebuie luat în considerare faptul că ea avea toate drepturile, regină mamă fiind, era obligată să asigure moștenirea fiilor săi. Franța era sfâșiată de lupte interne și era de datoria ei să salveze integritatea regatului și a monarhiei. A fost o femeie puternică, la fel ca vecina ei, Elisabeta I. Când Henric al II-lea a murit, ea era doar o văduvă singură, de origine italiană, cu 5 copii minori și 2 familii puternice, Guise și Bourbon, care încercau să preia puterea. Mai târziu, Henric al IV-lea ar fi spus: "Eu vă întreb ce ar putea face o femeie rămasă la moartea soțului ei cu 5 copii mici în brațe și 2 familii care încearcă să ia coroana." Nu a fost ea obligată să joace roluri ciudate pentru a înșela mai întâi pe unul, apoi pe celălalt, cu scopul de a-și proteja, așa cum a făcut, fiii, care au domnit succesiv datorită conduitei înțelepte a acestei femei perspicace. Sunt surprins de faptul că nu a făcut mai rău. Caterina de Medici a făcut totul pentru a păstra tronul pentru fiii săi. Practic, autoritatea ei a fost mereu condiționată de războaiele civile. Politica ei a apelat uneori la măsuri disperate pentru a menține familia Valois la putere. Fără ea, niciunul dintre fiii ei nu ar fi reușit să rămână la putere. Anii în care a condus au fost numiți anii Caterinei de Medici. Caterina de Medici a fost considerată o italiană care lasă ca Franța să fie condusă de străini. O femeie rea care recurge la metode extreme pentru a păstra puterea. O femeie iritabilă, devorată de gelozie,
sau o femeie care folosește magia pentru a-și atinge scopurile. Ca și un rezumat de final, subliniez faptul că Medici este un nume bine cunoscut tuturor celor instruiți, care au citit despre vestita Florența. Iar pentru că istoria acestei familii este intim legată de cea a Franței, toată lumea a auzit despre Caterina de Medici, al cărei nume evocă teribila noapte a Sfântului Bartolomeu, și de capricioasa regină Maria de Medici, soția lui Henric al IV-lea, cunoscut ca cel mai popular rege al francezilor. În schimb, foarte puțini știu că aceeași glorioasă familie a dat și doi papi. Familia de Medici nu s-a mulțumit să-și exercite puterea doar asupra Florenței timp de 3 secole, ci a ocupat și tronul Sfântului Petru și pe cel al Franței timp de mai multe decenii. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și, ca de obicei, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Aștept cu interes părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Și nu uitați că puteți fi colaboratorii noștri. Puteți să ne scrieți la adresa teoriincredibileoffice@gmail.com, așa cum este scrisă pe ecran, despre întâmplările la care ați fost martori sau povestiri misterioase ce se pretează a le transpune într-un documentar. Vom menționa că vă aparțin. Vă mulțumesc încă o dată și nu uitați să vă abonați. Pe curând!